reușit să închidem, să spunem, sesiunea. Așa cum am anunțat și luni, împreună cu Andina Vlad, facem un manifest pentru competență. În criză, fie că vrei sau nu vrei, dacă nu ești bun, aceste condiții de criză te ajută, te împing să te dai la o parte. Și este și o speranță a noastră, a celor care vrem să facem lucruri, să nu ne mai identificăm de cei care nu fac. Și prin acest manifest de competență vă invit să ne fiți alături, mai ales pe voi. Voi sunteți vârfurile, sunteți cei mai buni creativi în acest moment în țară. Haideți să facem ceva de schimbare lucrurile. Și până una alta, spuneți-mi, vă rog, dacă v-ați gândit, la care ar fi butoanele din experiența voastră la care românii cred. Și vă rog, vă invit să răspundeți cu toții, nu doar pe creativ. Cine vrea să începe? Hai, Gabi! Uite, eu m-am folosit de asta, de când am vorbit până acum, să mă gândesc un pic. M-am gândit din nou la oamenii cu care noi vorbim calitatea noastră de oameni de PR, la liderii de opinie. Și cred că și-am găsit trei pe care noi le-am folosit în ultima vreme și care am simțit că funcționează. Primul ar fi recunoașterea pentru performanță. Oamenii ăștia sunt performări și le plac foarte mult campaniile care recunosc performanța asemenilor lor, pentru că știu că le va veni cumva și lor rândul. Un alt punct ar fi autenticitatea. Ei înțeleg foarte, foarte bine și iubesc, de altfel, mecanismele de persuasiune ale comunicării. Deci ei le înțeleg, nu pe nimeni putem să-i păcălim într-un fel sau să-i ducem cu zăhărelul cumva. Singura manieră de a vorbi cu liderii de opinie este sinceritate, consecvență. E un fel de, știu ce încerci să faci, prin urmare fă-o cinstit, fă-o pe față, fă-o frumos și nu mă lua de prost. Cam asta e autenticitatea. Iar al treilea lucru pe care l-am atins un pic mai devreme, hazul de necaz. Liderii de opinie sunt peste medie, suferă din cauza mediei și au acest coping mechanism, să le spunem. Deci fac mișto de medie. Și da, miștoul ăsta pe seama masei, oricât de dur ar părea, în comunicarea cu liderii de opinie se potrivește. Cine vrea să continue? Cred că, indiferent cu cine vorbim, trebuie să plecăm de la un adevăr, de ceva sincer. Pentru că pe un adevăr și pe ceva sincer putem construi exagerat, amuzant, în orice fel vrem. Dar dacă plecăm de la un neadevăr și de la ceva nesincer, orice construim va fi pus sub semnul minciunii și al neîncrederii. Deci pentru a construi reclame și o comunicare care să funcționeze, trebuie să fie un sâmbăt de sinceritate. La baza construcției trebuie să fie sinceritate. Deci să nu plecăm de la exagerare și să ne lăsăm târâți de creativitate cu orice preț, ci să plecăm de la un adevăr pe care oamenii, la care oamenii să nu poată spune, bă, nu e. Ei trebuie să spună, da, mă, așa e. Dacă plecăm de la ceva de genul ăsta, avem deja premisele unei campanii bune și a unei comunicări de succes. Asta, cred. Mulțumesc. Băi, avem așa ordine. Continuăm așa, dar... Nu, aici sunt într-un de acord, se spunea Liviu, și eu cred că sinceritatea, într-adevăr, este esențială și aș pune și aș presăra o sort de umilință, să spun așa, în general, în sensul bun al cuvântului, care, adică, egalitate. Dar, pe de altă parte, apropo de consumatorul și cum putem declanșa sau știu eu să-l activăm, eu nu sunt fanul găsirii unor butoane, știu eu, că iar e povestea omului de știință și a șoarecului. Din fericire, și așa face să cred, având, de exemplu, cu filmul acasă și văzând și printre studenți oarecare mișcări, am impresia că generația asta ușor, ușor își găsește singură butoanele și le începe să și le cam apese. De curând citeam, nu mai știu cine postase, probabil că era într-o pasă mai tristă, așa, că lucrurile vor începe să se schimbe în România când o să moară ultimul șef al patriei. Acum, băi, înțelegeți voi cam ce vreau să spun acolo, probabil. Dar mai e ceva timp, însă cred că au început șoarecii să se mobilizeze ușor, ușor.
Eu nu știu ce butoane pot fi apăsate pentru a mișca toți românii, nici nu cred că e ok să ne propunem asta. Toți, mișcăm ceva. Încep să o invidiez foarte tare pe Gabi, mi-ar plăcea să am de vorbit doar cu liderii de opinie. Poate îmbătrânesc eu, dar încep să mă înconjur și încep să-mi doresc să mișc locomotivele mâini și vagoanele. Vreau să vorbesc cu oamenii care fac ceva, cu oamenii care pot să facă ceva. Am renunțat să sper că, nu știu, ruralul va schimba ceva în țara asta, că pensionarii vor schimba ceva în țara asta, că, sincer, că tinerii de 20 de ani vor schimba ceva în țara asta. Dacă vorbim despre, nu cum să le vindem detergent sau cum să le vindem bere, dar vorbim despre butoane de apăsat. M-aș uita la cei câțiva puțini care pot fi exemple și care pot deveni din ce în ce mai mulți, încet, încet, dându-le curaj altora care poate gândesc așa, dar încă nu se aruncă în apă, încă nu fac pas. Mă bucur că voi faceți apologia antreprenoriatului. Sunt puțini, sunt alien în România, antreprenorii. Tu ești. Și tu nu crești mai bine cu antreprenorii. Da, sunt puțini și condițiile economice și politice nu îi ajută absolut deloc. Se luptă foarte tare împotriva curentului, se luptă foarte tare cu niște, încă o dată, ce spuneam mai devreme, cu niște consumatori care nu vor să consume sau vor să consume gratis, dacă se poate. Nu mai cred în butoanele astea generale. Cred că trebuie să ne luăm niște omuleți mici și pe care să-i facem mari într-un fel ca alții care vor rămâne probabil mici toată viața lor măcar să uită la ei. O strategie minunată, nu? Da. Chiar e? Poate nu, cred că e doar puțin mai fezabilă decât revoluția românilor, așa, cu toți. Nu cred în povestea asta. Mă uit, uitați-vă ce se întâmplă, aveți alegeri peste o lună. Avem? Pe cine alege? Avem, nu? Da, exact, de-aia campanie. Nu, că nu. Chiar am vorbit ieri la facultate, la FJSC despre asta. Nu cred că o să facă nimeni o campanie super, pentru că nu vrea nimeni să scoate pe altcineva la vot decât că controlabil. Pentru ce vrei să le faci campanie? De-aia nici nu vedeți campanie, de-aia nu vedeți lupte, vedeți un debate. Nimic. Mulțumesc, Dina. Da, cred că, de fapt, Bogdana a atins exact ce spuneai tu mai devreme. Community of competence. Mă rog, să repet ce am spus și în luni, pentru că, mă rog, e valabil și azi. Există în orice societate, în orice cultură, există părți bune și părți rele. Când celulele rele le depășesc pe cele bune, atunci ne îmbolnăvim cu toții. Nu vreau să fiu sensibil în deprimare. E clar că e o societate ușor, dacă nu foarte bolnavă în anumite aspecte și că numărul celor rele l-a depășit pe cele celor bune. Numai că dacă cele bune, cum se rezolvă orice boală imunitară? Adun celulele bune, le hrănești și cele bune se vor mulți. Vor încuraja așa alte celule să devină din ce în ce mai bune și așa, ușor, ușor, alungi sau blochezi ceea ce îți face rău. Numai mergând cu încredere și investind în ce ai bun și mergând la seara mică, cum spuneam mai devreme, un pic, cât un pic, cât un pic, poate că la un moment dat o să ne însănătoșim sau o să fim oricum în echilibru. Mie asta mi se pare singura soluție viabilă sau acționabilă. Pentru că mâine să ne trezim într-o țară mai bună, o să se întâmple. Și degeaba asta mașină vă uităm și nu prea, dacă nu facem nimic, tot nu se întâmple nimic. Așa că răbdare, forță, curaj, tenacitate. Deci suferim și acționăm. Ideea e exact să facem exact. Am aflat că românii se adună pentru că au nevoie de grup, că nu au curaj singuri. Ok, se adună în urmă pe slăbiciune. Dar există oameni care au avut curaj și aceia să se adune pe fruntele lor puternice, să nu plece deocamdată până nu-și dau și ultima bătălie. Zic eu, nu știu, poate că așa o să zici peste 5 ani, nu-mi dau seama. Dar deocamdată este singurul lucru acționabil pe care îl văd în momentul acesta. Și oamenii o să se... Oamenii, masele, sunt o replică a ceea ce le spune contextul.
Ei sunt, nu vreau să zic, aici au vorbit despre câini, șoareci, acum vreau să zic de mai multe, dar înțelegeți ce vreau să zic. Adică imită ceea ce văd, la asta le dai, asta fac. Dacă tu începi să le dai și altceva, uite cum a început, ideile de altceva, chiar și în comunicare, se dă altceva, îi se dă mai multe acțiuni decât povești. Oamenii, dacă văd că le face bine chestiunea aia, o să o facă. Mai încet, mai lent, mai cu frică, mai cu teamă, dar înaintează. Important este să ai o viziune, așa, pe gândirea mea, trebuie să mă duc acolo. Cât o rezista? Poate rezistă femeia sau femeiul, sau... Poate, dar eu cumva dau ștafe, dar mai departe, n-am altă soluție. Personal. Apropo de oameni și șoareci, și pornind de la această diferență, noi oricum suntem cei mai deștepți, evident, și ei care, mă rog, trebuie să ne descurcăm cu ei, aș începe cu puțină modestie mai spre partea noastră, poate butoanele sunt, ne privesc și pe noi, și dacă n-ați înțeles sau nu am putut înțeles cum e cu obsesia imaginii, domnul Liviu David l-a explicat. Românii ca mama, nu mama lui Ștefan cel Mare, mama lui Aldo ca zăpada, doar cu o mamă perversă, care se uită în oblinjoare, 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 cine e cea mai urâtă din țară? Tu! Și se râde! Și ne distrăm de această chestie teribilă. Bun, asta este o, exact ceea ce iarăși spuneam, ceea ce iarăși sunt cu toții, e complexul culturilor minore, care e un complex de inferioritate și de superioritate în același timp. Dacă chiar ne-ar, chiar am iubit suferința, cum ați spus, păi n-ar fi râs nimeni în sală. Bun. Deci, ce vreau să spun cu acest lucru este că această obsesie a imaginii încă ne domine și dumneavoastră sunteți creatori de imagine, nu în sensul de poze, ci în sensul de tot ce înseamnă imagine. Ori poate că ar fi bine întâi și întâi noi să ne maturizăm și să ieșim din această tiranie a imaginii ca să putem să construim imagini mature. Deocamdată suntem cu toții și dumneavoastră, vă place, nu vă place, asta este, nu faceți parte din altă societate, suntem încă cu captivii acestui joc de imagini ușor, hai să nu spun infantil, adolescentin. Deci, poate că ne-ar prinde bine puțină maturizare tuturor. Și apropo de ei, cred că ce s-a spus, s-a spus suficient. Aș relua doar formula cea mai categorică. Nu mă lua de prost. Punct. Deci dacă îi luăm de proști, vor fi proști. Și mai este un lucru, atenție, și pentru meseria mea și pentru meseria dumneavoastră, noi avem nevoie de ei, nu ei de noi. Și îmi pare rău, dar țărănii la țară s-au descurcat fără țară, deci sunt prietene, mă scuzați, mi-a scăpat un cultură de țară, dar și-au schimbat viața lor. Cum? Cum au fost ei? Deci, pe scurt, noi avem nevoie de ei și cu toții, societate și așa mai departe, dar în primul pas, noi avem nevoie de ei, nu ei de noi, că ei se descurcă și fără noi. Deci, mesajul meu ar fi puțin tică modestie pentru noi toți și, într-adevăr, acel gen de parteneriat. Nu mă lua de prost. Da, zicea Adina de maimuță din perspectiva imitației și tot cu un exemplu cu maimuță mă gândeam și eu, e o poveste, se numește Efectul cel de 100 maimuță, în care vine o maimuță pe malul mării și spală fructul din apă și mai vine una și spală fructul din apă și mai vine una, dar au foarte multe care nu, care mâncau fructele necurățate. Și la un moment dat, grupul maimuțelor care spălau fructele în apă ajung la o masă critică, vine 100 maimuțe și din momentul ăla, nu se știe cum, toate maimuțele încep să spele fructul. Cred că construirea acestei mase critice, om cu om, reclamă cu reclamă, exemplu personal, este ceea ce avem nevoie. Românii nu sunt făcuți neapărat pentru masă, cel puțin pentru lucruri disruptive, și trebuie ghidați printr-un efect, care pentru un val care să-i urce pe toți. Mulțumesc. Eu sunt un om optimist și cine mă cunoaște sau dacă, pentru cei care m-au văzut până acum și-au dat seama, aș vrea să numesc o idee foarte importantă și cred că este esențială. Românii sunt sau pot fi șoareci, câini, maimuțe, dar nu sunt papagari. N-a zis nimeni papagari. Da?
Deci suntem cum vrem, dar nu suntem atât de proști și papagari. Așa că avem de unde să începem să construim. Sala, întrebări. Haideți.